Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O plantă a fost denumită oficial după președintele Klaus Iohannis. Presupun că ceva specie de ficus. Da, ficusul dulap, nu? Ficusul dulap. Băi, aș vedea o linie de mobilier. Dulap și șifonier Klaus. Unde îl pui acolo, șade? Corect. Nu scârție, nu da. Nimic. O plantă exotică în Singapore, măi frate. Când a fost în... Singaporezii au fost atât de impresionați de domnul președinte Iohannis că au dat numele său unei specii de orhidee. A, frumos. Orhidea ficus. Orhidee, da. Orhidee, nu face nimic, stă în ghivece decorativă. Îi place să zboare și atât. Da, iată ce scrie în știre. Președintele Iohannis, prima doamnă, vor primi pe parcursul vizitei un nou hibrid de orhidee numit în cinstea lor. Serios? Da. În sfârșit, măi, ce poți să-ți dorești mai mult în viață? Celebritate ca președinte și plantă. Asta da. Este, în sfârșit, cele două roluri s-au combinat. Cineva l-a citit. Da. Singaporezii ăștia știu, s-au un sprint pătrunzător. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.